Pe unul din subiecte care a fost votat cu vot unanim și care ține de privatizarea terenului oferent unui obiectiv privat, imediat după procedura de vot, am fost sesizați de către societatea civilă privind anumite elemente care prezintă riscuri de abuzuri și dubii privind oportunitatea economică pentru municipalitatea acestui proiect. În mod special, am atras atenția la faptul că chiar dacă proiectul se referă la privatizarea terenului aferent unui obiectiv privat, din fotografiile expediate rezultă că de societate civilă se vede clar că nu este vorba de vreun obiectiv sau construcție, sunt doar niște blocuri de beton care sunt amplasate ca să creeze impresia unui fundament. Analizând aceste sesizări și dorind să eliminăm riscul eventualelor abuzuri, venim cu inițiativa reexaminării acestui subiect în ședința imediat următoare. Invităm absolut toate fracțiunile să fie prezente la dezbaterea acestui subiect pentru a avea toate argumentele pe masă și a lua o decizie corectă în numele tuturor locuitorilor municipiului. PPM crede că un partid politic trebuie să aibă capacitatea de a reveni asupra unor proiecte votate dacă primește argumente clare că este necesară revizuirea acestora, cum este cazul și acum.